tubercule, eu la textil. Mhm, bună. Păi nu mai am ce să fac, am prea multe. Cât te duci la spinning, cu câte te duci? Una. Două. Două. Și am trei. Păi prietenul Emil a pus-o lângă mașină, lângă Logan. A început ploaia, stea un moment, bă, și a pus-o așa, n-a pus-o așa. Și când a trecut unul cu al Logan pe lângă ea și i-a călcat mânete, i-a călcat, mă zi, iau o varză. Acolo unde ai văzut tu și tu cinelea mari, n-am avut curaj să dau cu ăsta. Păi mi-l făcea varză, nebun. Păi ia stai, mă, nițel, la alunișul ăla, era apa curată la aluniș, mă? Bă, Gabi, nu e aluniș, la aluniș e complet sub piscicul unde am avut concursul, dar nu la aluniș am pescuit. Nu, mă, unde ai luat ulei 18 kg. Mi-am luat o baltă sălbatică, lângă complexul aluminiu. 18 kg? Da. 18 kg au fost 7 știuți. Păi și nu te-a văzut, mă, local nici ea? Nu m-a văzut, mă, pe ce? Eram filmat doar de cameramanul, vezi, la ce mecanic. A, pescuiați pe baltă sălbatică? Da, vine și m-a filmat, aveam la valiere din aia, microfon și eu m-a filmat. Ei m-au dus acolo. A, deci nu pe baltă. Ei te-a dus la baltă, da, aia cu știuți. La... Piatra Ol s-a desfășurat... La Piatra Ol s-a desfășurat concursul de... Nu, mă, că ai zis tu că vreau să mă duc să fac niște filme la Ștucă. Da, păi poți să te duci la staționar acum, da. Păi nu, mă, la staționar, la Ștucă, nu la... Păi zice că are și Ștucă într-una de-n Băz, dar l-am dat acolo și n-am avut niciun atac. Păi tu mă trimiți unde n-ai prins tu. Adică unde a prins el nu mă trimite, mă trimite la aia unde ce car avea. Și că am luat 18 kg, vreau să fac și eu niște filme la Ștucă, ca să n-ajung până la Stulina. Dar lasă-mă că mă duc pe Târnave, că mi-a zis unul că e Ștucă la greu. Pe Târnave. Haideți la muscărit. Băgați o țaparină aici. Uitați cum atacă obleții. Pe seara acum. Filmezi? Da? Ai luat? Filmezi? Da, eu, da. Mai e cadru aici. Da. Ne faci un da, mă, da. Cu cârligile mele? Bă, vreau să arăt de care cu cârligile. Păi da, mă, ia-ți de lea și după aia vorbim, ia-ți de la Dragoș de acolo. Nu, poți să-ți iei de la... Ia uite, bă, în bălă, serioasă. Ia-ți-mi, te-am văzut aia, râs de tine, ia uite, eu n-am băgat până. Departe, mă, ce luam unul după altul jos colo la Piatra, ne-am întrebat. Am fost, am murdărit apa, merge bibanul de rupe la muscă, dar stai să mai limpezesc ăla. N-ai văzut filmul de la Udeni? Scrie Gabriel Ivan pe YouTube. Lasă-mă că nu am pus YouTube. Eu trec toată ziua la muncă, cum vrei să... Seara păi și atunci cum să-ți dau? Ia număr de telefon și eu îți spun în telefon. Frate, mănâncă sau nu mănâncă? Sau ia apa negră să-i curat. Așa... Așa pe YouTube nu zice ăla. Dacă nu te uiți nici colo, nici colo. Înțelegi? Dacă nu te uiți nici colo, nici colo, n-am cum să afli informații așa. De exemplu, dacă vrei să vorbești cu extraterestri și te uiți în scriptură, te uiți odată asta. Dacă vrei să ai mai multe informații despre extraterestri și cu numere de contact, cu teleportări, vorbești cu mine, nu cu ei. Nu știai? Da, știam. Vezi ce simplă e viața și frumoasă. Nu-i fără să ne zică niște bacuri, nu-i trebuie extraterestri să ne zică niște bacuri. Să spune bacuri că extraterestri? Ia, eu doar unul spun că am unul glumesc, rău, îți spune poate seara. Bă, aseara am visat că... Să răsturna pământul, bă, îți dai seama ce-am visat eu. Băusem eu trei pahare de bere, să mă răcoresc, și am dormit dus așa. Și mă trezesc, nu, visam. Și eram într-un loc cu o femeie și se vedea, așa cum se spune, un oraș în zare și un turn cum e ăla la petrochimie. Bă, și uitându-mă așa, uite așa făcea turnul, să lăsa, turnul să lăsa, să lăsa. Îți dai seama, când vezi că se lasă din tema turnul, te cam ia spaima, știi, în somn. Te-o lăsa și zic femeia, hai să fugim acum, că cade pe noi. Când să fugim, era case așa, uite, și venea și casele, știi, să parcă să bascula pământul așa. Și noi, o casele, hai să o luăm mai la stânga, că acolo nu sunt case. Fugeam eu cu femeia, am zis până la urmă și după mine, bine, nu sunt. Cred că s-a terminat alcoolul. Cred că s-a terminat alcoolul. Amnezia. Așa am visat, mă. Păi oricum, sfârșitul lumii trebuie să vină, e calculat, e prescris. Extraterestrii sunt pe aici și noi vedem că doar cine are putere să-i vadă. Totul lucrul e real, așa că ce să ne mai așteptăm? Bă, dar, păi, dar tu nu ai mai putere să-i vezi? Să? Tu nu ai putere să-i vezi? Ba da, îi văd. N-auzi că nu știu vorbesc cu ei. Păi și ce culoare am? Ăștia? Sunt invizibili. Cum? Invizibili. Bă, dar e morții.
deschis. Păi și cum îi vezi atunci? Hai? Cum îi vezi? E, am puteri supranaturale, văd și pe zid așa. Am primit de la ei niște puteri, înțeleg? N-ai văzut că și în Parlament sunt foarte multe puteri. Unul are o putere, alții o putere, alții fac. Dar fac un grup cu o anumită putere. Cu extraterestrul ăsta, să mai aveți ceva de până acolo. În? În ap. Păi nu mai luași? Păi nu mai luai. Păi vezi că e mâna lor și ăștia se bagă în lucrurile noastre. Înțeleg? Deci când am ațipit la volan. Dar cum fac 100 de euro aici? Păi extraterestri? Păi își dau număr de contact. Păi dă-mi. Domnul intermediarul. Zici, Doamne Iisuse, vorbești cu el, cum vorbești cu mine, nu vorbești, Doamne ajută-l, iartă-mă, vane. Zici direct, înțelegi? Așa. Doamne Iisuse, vreau să vorbesc eu cu tine, cu Dumnezeu, cu Tatăl, cu extraterestri. Dar Dumnezeu, nu sunt extraterestri. Păi stai mă, că înseamnă că nu știi toată lumina care e treaba. Păi nu știu, ia. Păi fii atent, extraterestri ăștia sunt niște ființe ca noi, înțelegi? Făcute tot de Dumnezeu, înțelegi? Ei au fost făcuți înaintea noastră și ei nu trec prin procesul de moarte fizică, să iasă sufletul. Ei așa sunt. Dacă ne-ar face pe noi și ar zice Dumnezeu, bă, așa trăiți o veșnicie, cum suntem în trup, așa trăiam. Ei așa sunt făcuți. Înțelegi? E, nu, Dumnezeu ne-a făcut după chipul lui, mai altfel, înțelegi? Ne-a dat niște puteri. Gabi, cum stai cu banii? Mamă, să nu mă întreb de hârtii. Sponsorul meu e nevasta. Dacă o dea afară de la muncă, am dat, intrat în faliment direct. Înțeleg? Și... Nu e sponsorul principal? Păi da, cum? Da, și cum să spun eu, extraterestrii ăștia au niște puteri supranaturale, dar ei controlează totul pe pământ. Așa. Adică controlează oamenii, înțelegi, care sunt mai slabi. Bă, acum care nu ascultă Dumnezeu. Înțeleg? Când te-a oprit de la poliție, ce ți-a zis extraterestrii la poliție? Care? Când te-a oprit atunci de la șefărești. Polițiștii? Da. Păi, nu știu, că nu le-a zis nimic, domnule, zice. Eu sunt, cel puțin ăla pe linia continuă, m-a apucat râsul, știi? Și râdeți. Eu am un spirit de glumeț, adică, știi că sunt fratele de frate. Înțeleg? Lui ăla i-am zis, domnule, băi, vrei să mor între roții lui ăla? Nu trebuie să o turez, las-o la dreacu de mașină, că de-ai vrut să o turez. Că am mai pus toată frână de scârția roțile. Știi, colea, ai văzut când intri pe Ștefănești? Știu, păi, blochează. Dând două benzi face una. Asta. Dar nici nu, mi se pare că nici nu e semn de așa ceva. Nu e. Nu e semn. Ceva aiurea. Deci pentru poliția rămâne să fie ea aminte aici ce spune noi pe internet. Fii atent. Și intru, acum am apreciat că mă, de la unul, din față, nu apreciat semn. Eu aveam o viteză regulamentară, el regulamentară, dar o mai călca și n-am putut să-l depășesc, înțelegi? Și am văzut că nu pot să mă încadrez, să intru pe lângă el. Așa. Mi-am dat asta, că îți dai seama. Și am pus la scârții roțile, că trebuia să cumpărez mașina, să mă încadrez pe stânga. Și acum s-a întâmplat la fel, înțelegi? Faza. Dar faza era că era și era dărâmbar de la alta, în dreapta. A sărit la mașină, repede. Gata, șeful, petrecem pe dreapta. Doar nu vrem să trecem pe stânga. Ai? Bă, când m-a luat somnul, cred că tot lucrătura extraterestrilor, că mi s-a tăiat contactul direct. Înțelegi? N-am mai știut nimic. Nu era în bernă nimica. S-a dus după 3 săptămâni de oboseală cronică. Oboseală cronică. Că am dormit, dar așa a fost să fie soarta mea. Cum a intrat ăla de la înghițit peștele, de la trăit în burta peștelui 3 zile, așa e și soarta mea pe pământ. Că fiecare avem o soartă. Nu poți să zici că s-a întâmplat cu ăsta și cu mine nu s-a întâmplat. Poate acum o să cad în avion sau să mă lovesc cu taromul față în față. Și știu eu ce urmează. Eu sunt Dumnezeu. Dar fii atent, toate lucrurile sunt reale și viața noastră e scurtă, te-ai zis ce pești. E mâna al Domnului. Dacă vrei, le mai ții, dacă nu, nu. Dar are o lucrare cu noi. Uite, filmează pe ăștia. Vreau să filmăm pe ea. Dacă tu zici, gata, foarte frumos. Deci viața noastră, care e treaba? Că nu știa nimeni și nici dacă Domnul Iisus n-ar fi venit în cer să ia trup ca al nostru, nu știa nimeni. Că, domne, despre extraterestri, de lucruri spirituale, de ce au venit extraterestri, care e lupta oamenilor și care e sensul vieții, că până la urmă oamenii au zis că ne bătem între noi ca nebuni. Dar nu ăsta e rolul nostru pe pământ. Păi nu e că diavolul ne ispitește, înțelegi? Noi slab de îngeri zicem că e adevărat, gândurile rele, că sunt adevărate și le punem în practică. Total greșit. Că dacă te întorci la Domnul Iisus și ți-ar da un duc de dragoste, adică să ne iubim între noi, să iubim ce e frumos, foarte frumos, să iubim ce e frumos în lumea asta, să facem ce e bine, să transmitem învățăturile lui Dumnezeu. Păi de-aia ne-a făcut aici, nu ne-a făcut pentru aia. Să ne bucurăm de viață,
Că până la urmă asta, asta e esența, să te bucuri și de viață. Că nu mai doar strângi bani și atât. Strângi bani, te îmbolnăvești și numai de... s-a dus viața. Ce faci cu bani? Și după aia ai murit. Dar ai murit, dar nici nu știi de ce ai murit. Strângi bani, te îmbolnăvești și pătești sănătatea și te bucuri că trăiești. Asta e te bucuri că și așa, aia bucurie nu mai e după ce te-ai îmbolnăvit. Păi soacra are diabet acum. Acum i-a plezit și un vas de sânge la ochi. Păi ai bucurie. Și piciorul e roșu spre negru să-ți dai. Ai bucurie. Ce bucurie? Bucurie e când te întorci mai de întinerețe la Dumnezeu. Că împlinind cu... ascultând de Dumnezeu, îți merge bine în trup și în viața de zi cu zi. Că... auzi, păcatul aduce suferință și moarte. Păcatul cine este? Tu te gândești la un lucru, nu? Ia zi, tu nu te gândești la un lucru? Când faci, când vrei să faci o acțiune, tu ceva, te gândești, bă, să fii așa. Să fut cât mai multe femei, dar nu reușesc. Să te duci la mai multe femei. Să fut cât mai multe. Și nu reușești. Dar le faci rău, nu? Păi vezi, și asta e un lucru rău. Că Dumnezeu, știu că și la mine vin ispite și diavolul și ochii se duc și fără să vrei tu. Și nu, nu vine diavolul și spune ție la ureche? Așa, nu, hai să zic așa, dar nu-ți vin gânduri de astea așa? Nu. Sinucigașe de femei, să stai cu ele? Nu, nu le vezi tu dezbrăcate așa, fără chilos pe ele? Păi, le vezi. Păi și eu am imagini de astea. Și, păi da, auzi, dar zici tu numai că tu ai imagini, toți bărbații ni se aduce la subconștient lucrarea asta, de viziune. Bă, eu sunt masor, mă, frate. Ai? Auzi, eu sunt masor. Dacă ești masor, ne. Și odată la două zile trebuie să bulesc, că dacă nu rămân cu păile, îmi plac. Păi da, ideea e următoarea, că o să dai și o socoteală pentru ce faci. Din partea mea faci ce vrei, dar știi cum zice Dumnezeu. Și din partea Dumnezeu tot așa, faci ce vrei, dar te cheamă la judecată. Și judecata poate să fie într-o clipă. Că mai au fost unii tot așa, au luat în râs cuvântul Dumnezeu și după aia s-au dus. Dumnezeu, dar acum ce să fac dacă femeia mă rog? Nu accepti. Păi nu e păcat? Nu, nu. E păcat e refuz, bă? A. Nu accepti, cum? Uite, când cauza ta ne-a scăpat și pește, când ai un pește. Vezi, e lupta ta interioară cu diavolul. Dacă diavolul, tu poți să faci... Oh, păi dar da, tu știi că diavolul te iubește? Mă iubește? Da. De ce? Păi dacă ți-o ce femei și băutură, te iubește. Ai înțeles? Dar la sfârșit știi că te ia în iad, că n-ai unde să te duci. Unde? Te ia în iad. N-are nimic, hă? N-are, măi. Te mă ia în iad. Așa vorbește un om care nu e conștient de ce se întâmplă în lumea asta. Dar el nu știe că ea după să vină de seară, când pleacă cu mașina. Înțelegi? El nu știe. E de el... Dar Dumnezeu în îndurarea lui știe că noi gândim așa, iurea, că... Așa. Și ne mai iartă, ne mai lasă, te mai trece pe serenă. Îți mai dă o boală, mai e. Ca să te îndrezi cu sufletul, că dacă te duci așa, orbește pe... De exemplu, el dacă o fi scris la cartea vieții, îți dai seama până câte trece. Nu într-un pod, poate să zic în 5 poduri până își revine, că dacă omul e încăpățânat așa de fire, e un duc de la dracu, de nu poți să-l scoți de om, înțelegi? A zis că și Dumnezeu, bă, păi trebuie rugăciune ca lumea la ăștia, nu poți să-i scoți tu cu poți și cu rugăciune, că vreau eu, ești drace de aici. Păi ești, dar nu iese. El stă la untru, să-și facă lucrarea pe un om. Și zice dracu, bă, eu m-aș culca cu două femei în fiecare zi. Nu mai spune povestea. Păi nu eu, dracu, zice. Și deci vezi, gândurile sunt gânduri bune și gândurile. Aici trebuie bătută dracu. Extratereștrii sunt în luptă cu noi. Noi suntem în luptă cu ei. Dar oamenii nu știu, merg întuneric. La un moment dat, știi ce o să facă ăștia? O să ne bătem noi ca nebunii. La un moment dat, în afară de plăceri și de toate șmecheriile, o să înceapă al treilea război mondial. Da, a fost mai al treilea. Știi de unde? Lasă că transmite de la extraterestri în Spy News aici. S-aude America ce extraterestri fiind în România. Bă, ce? Păi da, fii atent, sunt și americani întuneric, dar nu-ți vine să crezi. Ce dacă America sunt cunoștința al Dumnezeu? Unii da, unii nu. Uite, filmează pe ăștia mici. Înțeleg? Ideea e că ăștia trește să ne punem de bătem și să va fi al treilea război mondial. Și zice Dumnezeu, dacă n-ar scurta el zile de necaz, nimeni n-ar scăpa. Păi care? Adică nimeni n-ar scăpa. La al doilea război mondial a fost necaz. Electric! Bă, Gabi! La primul. Da. Să nu te filmezi pe tine, că n-ai pis pește, să mă filmezi pe mine.
Păi nu vezi că eu sunt cu alte misiuni aici. Prinde tu acum. Eu te-am învățat să prinzi, acum distrează-te. Fă treaba acolo. Ia auzi. Da, da. Mori extraterestre. Așa. Da. Dar eu ți-aș recomanda pe alea de la musta de 18-16, dacă vrei și mai merge la alea. Păi ăla e 50 de bani, te duci la gel acolo. 50 de bani bucata? 50 de bani e cârligul. Da. 50 de bani e cârligul, da, bucata. Nu mă, 25 cum? Da, păi da mă, ții câte vrei, îți dă câte vrei. Ce recomandă el? Păi da, n-ai mă, altceva nu-i mai bun. Sunt două. Un lei. Adică un lei jumătate. Bă, da, toți, mă, tot un lei jumătate. Păi da mă, câte face? El 50, tu 50, tu 50. 150? 150. 150 de bani pe fiecare. Da. Merge? Da. 150 de bani. Da. Dă muște 50 de bani, da? Da, mă, și vine pe rotund vine 70. Da, dacă găsești nu am treabă. 150 de muște, nu? 150 de muște vin 70 de lei. Manu. De ce, bă, băieți? A, să cumpărăm. Păi vine 4. Păi da, acum depinde pe ce vrei să le faci. Poți să iei cât mă interesează ce cârlig, eu ți le fac și da. Că trebuie făcute niște lucrături. De exemplu, acum dacă aveam țânțarul, modelul de țânțar. Ați văzut până acum cum se pescuiește la musculițe? N-ați văzut? Vă, ia uitați. Păi nu știa ce e. Musculițe artificiale. Da? Scrieți pe YouTube Gabriel Ivan, eu sunt. Am filme. Cum leg musculițele, cum fac montaje, cum se prind pește la musculițe. Asta, dacă vreți produse, astea sunt de vânzare. De exemplu, linia asta e de vânzare. Păi și numai la oblete. Nu, la toți pește. La biban, la babușcă, la șalău. Da, păi am eu mai multe sisteme. Da, deci pentru iarnă, la babușcă toți, astea sunt pentru iarnă făcute. Nu am văzut la nimic. N-ați văzut? O să fac niște filme la Curier TV. Ia uitați. Și o să dai cu el până... Păi dacă e lucrat de... E cârlig de calitate, ăsta e owner japonez. Ăsta vi-l garantez un an de zile. E calitatea ascuțită electrochimică. Păi și poți să prind și biban mai mare, mă. Păi da, dar modele de biban, să vedeți, cu câte 4 dată. Mai mare. Merge cu și micuții, dar folosim mai mare, că mai biban mare. Are gura mare. Da. Păi și am un cânt ăsta? 10 lei. A, montajul ăsta? Da, ăsta tot așa. Ăsta pe cârligile ăsta e 12 lei. Cârligul e... Ăsta dai zi pentru mic. Da. Asta pentru mic. Și pentru mai mare. Da, dacă să fac 2-3 modele. Așa, bă, cârligile astea. Da, le am. Roșu. E exact ce zici, că le am și roșu. Am și verde, fii atent. Uite, sunt iară lucrături frumoase, cu de zi. Da, e, acum am și niște ăla metalizate, bag pe în interior. Voliu ce ai tu. Auzi. Păi ți arăt să-i faci tână mai lungă alea, că pe bărzi loc. Păi nu, că tai așa, că s-a păcat de oare cu uite care sună, nu, că oare. Păi eu când ți-a spus că plec cu 2 kg, nea, că ai să l-am acrut. De seară cu mămăliguță. E plăcerea mare. Îl bag aici. Plăcerea mare. Uite, pe fetele le masezi. Ba da, le masezi, au un loc cu lângă urmă. Astea sunt mici. Astea sunt mici. A, mă tăie de aici? De la Constanța, da. Nu zici de la... Astăzi din Constanța, de fel. Nu. Noi n-avem fete. N-avem fete că scurge tot și... Aaaa! De aia n-avem loc. Da. Vorbim de lucruri. Luăm în zile de unde seara, nu știi ce știi că e de aici. Merge și nu știi că alea sunt curbe sau pute. Nu sunt drept. Da, să reziști tu la noapte, cred. Da, da, sunt probabil când iau un maraton să vezi ce dau în ele. Aia de aia și vin. Era ce cu desenă. Este! De aia și vin, ori e ca să mai mari. Cum le cea? Nu, 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 n
Sunt printre astea și mai mărișoare și bun și pe de aici. Cu filmatul, până pe 12, 13. După aia pleacă, nu am e care, te dai toate din sară. A, sunt cu caiacul, cu caiacul. Da, și din Pitești. E la ăsta, de sportiv. Da. E campionatul ăsta, național. Nu știu la Constanța sau altceva. Salut, Gabi, dai Gabi. Mulțumim, sănătate. Și când e Vali afacerea, pă? Punem pe picioare. Vorbim la telefon. Hai, vedem, seara bună. Sănătate multă, să trăiți. Da, și veniți mereu în toate. Da, mai venit că au fost apele murdare și am venit pentru pescuit și... Da. La noi acolo, la Gheolul Mare, la Mamaia. Da. Păi, așa. Uite, bă, vreau ceva asemănător cu asta. Poți să-mi faci? Păi, da, mă, ce mă, nu știu de bă. Tu nu recunoști mâna cu ei aici făcute? O, Florin? E mâna creatorului care te-a învățat să le... A, înseamnă că am eu nimfe mai mișto ca ala, ce nimfe. Uite-te pe internet să vezi ce nimfe am eu. Îi dau la fix așa. Da. Cred că dacă ar avea mă da, noi pe... N-am văzut la niciun așa, vedem uite aici. Aaa. Cu biluța aia acolo, cu aia de plată. Da. Și uite, e exact țaparină. E țaparină? Dar niciunul n-am văzut să fac așa. În zona Constanța? Da, da. La Gheolul Mare acolo. Știi cine e Gheolul Mare? Nu. Și așa trebuie. A, în Mamaia. Mamaia și Gheolul Mic e în Constanța mai e. Păi și Gheolul Mare are, intră marea în el? În ala nu, în Gheolul Mic intră. În Gheolul Mic. Și Chefalul chiar în Gheolul Mic. Păi eu trebuie, urmează să dau la muscă la Chefal și să fac niște filme pentru Chefal la muscă. La mare. Dumneavoastră aici sunteți ca instructor sau cum? Da. Sunteți cu fetele sau? Cu băieți. Cu băieți. Mai băieți. Da. Da. Au, uite ce ați fost vorba. Da. Păi, colonel. Da, domn colonel. V-am sunat și eu. Uh-huh. E cum e? Asta. La care? Aha. Da. Era acolo. Păi lasă să se bage, că abia aștept să vânez. Nu vede aici ce mă muncesc cu cai, ăștia plecare. Să vede că a luat-o curentul mai așa. Aci era cam statică. Și gata, terminați partida? Sărbătoarea a fost azi? Mâine. A, mâine. Ce sărbătoare e? Păi și ce, nu lucrează lumea? Nu lucrează lumea? Ia uite, a dat și pe al treilea. Nu? Pe trei, uite. Două? Te aduc aici la muscă. Da, asta e bine.
Dacă am fost deștept, dacă am fost mai deștept,